Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu ultimele noutăți despre site-ul CryptoMiningFarm. Cine nu vă face verificare pe acest site, până la 30 octombrie va pierde contul pe acest site. Deci, deoarece sunt peste 1 milion de oameni înregistrați, majoritatea din ei fiind cu conturi gratis, conturile gratis se dădeau din 2015. Mulți din voi posibil că uitați despre aceste conturi, în care pe cele bonusuri gratis s-au donat la mulți destul de mare cantitate în Bitcoin. Deci eu anul trecut am scos pe acest site câteva sute de dolari din bonusul celor gratis. Mulți din voi, pur și simplu, n-au văzut video acela. De ce intrați în cont? Nu aici. Deci uitați-vă la mine, dacă ne uităm, tot cei cu negru sunt conturi care sunt gratis, ne upgradate. Deci trebuie făcut upgradare la pachetul standard ca să puteți retrage. Deci lipile care sunt încă de la început, Mihai, Gheorghe, Răzvane, Kim, Dor, Ufulețe, Călin, Tudor, Mihai, deci uitați-vă, aceste conturi trebuie să aibă vreo câțiva ani, dacă nu greșesc. Deci eu am scos dintr-un astfel de cont uitați-vă 1.624.970 satoshi. Puteți să vă uitați cam cât costă e peste 100 de dolari din bonusul celor care aveam 10 GHz. Apoi am adăugat 20 de dolari și am scos deja din contul care sunt standard. Am 30 de monete unit și 0, 1, 3, 4 Ethereum. Dar cătare pe ce site se recomandă de luat pachete pentru că site-ul este destul de bun, dacă vreo 3 ani nu se închide ca multe altele, dar invers, el se dezvoltă tricare, ei și fac reorganizare, pe care vreau să spun, deci din un milion și ceva de oameni majoritatea vor fi excluși. De ce? Pentru că uitați-vă. E un plan de dezvoltare unde se spune că pe
pe data de 30 octombrie toate conturile care nu sunt verificate, care nu vor face verificarea sau nu sunt active, vor fi șterse. Pentru că din 10 octombrie ei vor începe a face plățile instant, automat. Adică, acum, ca să dai la scos, trebuie să aștepți rând. Pentru că se face manual. Deci, personalul nu dovedește să le verifice. De ce ei au hotărât să facă o reorganizare, să producă lucrul acesta să fie automat. Dar ca să puteți scoate, uitați-vă, este aici ea, introdus direct butonul pentru verificare, el încă nu lucrează, dar odată în 2-3 zile intrați și verificați dacă nu s-a început procedura de verificare, pentru că data maximă când vor fi șterse conturile sunt 30 octombrie. Deci aici scrie că sistemul de verificare încă nu este implementat. Deci curând va fi, aici vor fi niște butoane unde vom adăuga buletinul sau ce vor cere ei pentru verificare. Deci încă o dată arăt că pachetul gratis, el nu permite de scos bani, de să-i draf, voilà. Pentru asta trebuie de luat cel puțin pachetul standard, care costă 20 de GHz. 20 GHz. Pentru asta nu ne trebuiește 290.000 satoshi ori 180 unite. Moneta unit. Deci moneta unit e 0,1 dolari, iar Bitcoin acum e 6.618. Deci uitați ce este mai comod. Pentru aceasta apăsați pe buy, vă apare contul în ce doriți. Deci alegeți Bitcoin, dacă Bitcoin e comod, faceți plata. Apăsați buy. Eu pur și simplu l-am cumpărat, posibil că la mine eu a doua oară nu-mi permite să-l cumpăr. Nu iese, deci e pusă informația cât se trimit pe contul acesta. Pentru cookie. Și când faci plata, o să fie și balanța schimbată din pachetul gratis în pachetul standard, care deja vă permite să faceți cumpărături. 278 de satoshi. 278 de mii. Cât e în dolari, în coșidea? Мой курс у него 6600 на биткоин. Молодцы, мала. 0,3,0,0,2,7,8. Опс про защи долай. Да чем жур, где опс вообще долай. На биткоин. Сау уните. Уните. Монета чая. Сын двух ты в бурсе, карио вын. Требуется интерес в бурсе чая. Deci, eu cred că Bitcoin pentru 30 de cenți să nu se primească să pierdeți mai mult. Deci, trebuie să introduceți pe bursa ce e Bitcoin. Pur un Bitcoin acela să vă duceți să cumpărați unit, pur un unit să-l trimiteți la ei. Deci, vedeți.
Deci așa, să faci plata, deci ideea care că dacă nu vreți să pierdeți înregistrarea, faceți ceea ce v-am spus în acest video, numai bine.